dintre cele mai miraculoase produse ale stupului este lăptișorul de matcă pur și crud. Lăptișorul de matcă este cel mai puțin cunoscut produs apicol și este deseori confundat cu propolisul. În timp ce propolisul este produs și folosit pentru dezinfecția și întreținerea stupului, lăptișorul de matcă are rolul de a hrăni regina stupului. Este o secreție produsă de albine cu scopul de a hrăni regina stupului și larvele în primele lor zile de viață. Cercetătorii care au studiat acest produs apicol l-au considerat pe drept cuvânt elixirul vieții datorită concentrației sporite de substanțe nutritive. În compoziția chimică a lăptișorului de matcă intră o gamă variată de compuși necesari menținerii vitalității organismului. Este vorba despre apă, în proporție de 66%, proteine, 12,34%, zaharuri, precum și compuși organici și anorganici. Lăptișorul de matcă este considerat cel mai eficient supliment alimentar. Medicina naturistă propune utilizarea lăptișorului de matcă în multe terapii alternative pentru o paletă largă de afecțiuni. Are foarte multe recomandări, chiar și din partea medicilor care practică medicina alopată. Iată câteva din beneficiile lăptișorului de matcă. Sistem imunitar performant. Lăptișorul de matcă conține o serie întreagă de vitamine, minerale, enzime, aminoacizi, dintre care unii nu pot fi sintetizați de organismul nostru. Conține și acel acid, deja celebru, 10-HDA, care are un puternic efect antiviral, antibacterian și antifungic, ceea ce face ca lăptișorul de matcă să ne întărească sistemul imunitar. Ne scapă de răceli și gripe, de tot felul de infecții și face ca rănile să ni se vindece mult mai repede. Regenerează astfel organismul și îmbunătățește funcțiile metabolice. Curăță celulele, detoxifiind organismul care va metaboliza alimentele mai eficient. Fiind principala sursă de vitamina B5, contribuie la sinteza coenzimei A, agentul principal al reacțiilor biochimice intracelulare. Scade colesterolul. Un studiu condus de un cercetător japonez a concluzionat că lăptișorul de matcă poate scădea semnificativ nivelul colesterolului rău din sânge. Nivelul acestuia s-a redus la jumătate la aproximativ 50% din pacienții care au luat câte 6 grame de lăptișor de matcă timp de 4 săptămâni. Previne apariția și reduce tumorile canceroase. Dacă celulele din corpul nostru se oxidează, se poate ajunge la cancer sau boli de inimă. Iar lăptișorul de matcă are proprietăți antioxidante, prevenind astfel apariția acestor boli. Mai mult, substanța 10-HDA, conținută doar de lăptișorul de matcă, împiedică vascularizarea tumorilor, ceea ce oprește creșterea și proliferarea acestora. Concluziile unui studiu științific amintesc faptul că în anumite condiții, lăptișorul de matcă are efecte pozitive asupra celulelor de cancer de sân și cervical, inhibând dezvoltarea acestora. Un alt studiu, efectuat pe șoareci de laborator, a concluzionat că lăptișorul de matcă contribuie la reducerea tumorilor fibrosarcom. Reduce tensiunea arterială. Având efect vasodilatator și hipotensor, lăptișorul de matcă contribuie la reducerea tensiunii arteriale. Mai multe studii au demonstrat că peptidele din lăptișorul de matcă au efecte pozitive asupra reducerii tensiunii arteriale la șoarecii de laborator.
încetinește procesul de îmbătrânire. Un studiu efectuat pe șoareci de laborator indică faptul că durata de viață medie a acestora a crescut din cauza faptului că lăptișorul de matcă a redus procesele oxidative din organism. Sistem nervos eficient. Este singura sursă naturală de acetilcolină, o substanță organică secretată de terminațiile fibrelor nervoase, ce este esențială în transmiterea influxului nervos. Mai mult, cercetări recente făcute în Japonia au demonstrat că administrarea lăptișorului crud de matcă stopează procesele degenerative la nivelul sistemului nervos central și chiar ajută la refacerea celulelor distruse. Din aceste motive, există studii care concluzionează că lăptișorul de matcă este eficient în prevenirea și tratarea bolii Alzheimer. Mai multă energie. Lăptișorul de matcă este bogat în vitamine din complexul B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 și B9. Vitaminele din complexul B sunt necesare pentru conversia finală a nutrienților în energie în fiecare celulă a organismului. Așadar, lăptișorul de matcă este folosit în cazuri de epuizare fizică, psihică și stres, crescând buna dispoziție și îmbunătățind somnul, deoarece vitamina B1, numită și vitamina bunei dispoziții, are efecte binefăcătoare asupra sistemului nervos. Memorie îmbunătățită. Vitamina B1 mai este cunoscută și ca vitamina performanței intelectuale, deoarece asigură creșterea randamentului intelectual, îmbunătățind astfel memoria și stimulând procesul de învățare. Este recomandată o cură cu lăptișor de matcă în timpul sesiunii de examene. Ameliorează tulburările de menstruație, menopauză și osteoporoză. Un studiu al Spitalului de Ginecologie din Sofia a demonstrat ameliorarea sau stoparea afecțiunilor specifice sindromului de postmenopauză. Osteoporoza, tulburări circulatorii sau cardiace, vaginite, inclusiv a stării psihice, a majorității participanților la studiu. Femei aflate la menopauză, cărora li s-au administrat 1 gram pe zi, dintr-un compus de lăptișor de matcă și polen, timp de 90 de zile. Ameliorează reumatismul. Lăptișorul de matcă stopează procesele degenerative la nivelul articulațiilor, stimulează glandele suprarenale să secrete cortizon cu efect antiinflamator și favorizează refacerea țesuturilor cartilaginoase din articulații. Un studiu condus de cercetători chinezi a evidențiat faptul că lăptișorul de matcă poate prezenta valoare terapeutică în prevenirea și tratarea proceselor destructive ale artritei reumatoide. Pentru beneficii maxime, se recomandă consumul în cure de 6 săptămâni. Se administrează sublingual până la dizolvare totală dimineața cu 20-30 de minute înainte de masă. Doza recomandată este de 0,5 grame pe zi pentru copii și 1-2 grame pe zi pentru adulți. Lăptișorul de matcă se păstrează la frigider la temperaturi cuprinse între 2 și 6 grade Celsius. Se poate consuma și omogenizat în miere. 10 grame lăptișor de matcă pur combinat cu 500 de grame miere crudă. În acest caz, doza recomandată este de 1-2 lingurițe pe zi, atât pentru copii, cât și pentru adulți, timp de 30 de zile. Deși în general se consideră că nu există efecte secundare la produsele apicole, trebuie ținut cont de faptul că pot apărea reacții adverse, în special sub formă de alergii.
Vă recomandăm ca înainte de a face orice tratament naturist cu miere și produse apicole, să faceți un test de alergie la tipurile respective de produse. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament cu produse apicole, pentru a vă asigura că acestea sunt corect integrate în tratamentul ce îl urmați. Știm cu toții cât de importantă este calitatea unui produs pe care îl utilizăm pentru sănătatea sau frumusețea noastră. Ca și în cazul altor suplimente naturale, eficiența lăptișorului de matcă este determinată de calitatea acestuia. La rândul său, calitatea poate fi influențată de factori precum locul unde a fost recoltat, perioada anului când a fost recoltat și, de asemenea, poate fi influențat de calitățile biologice ale albinelor. Efectul extraordinar al lăptișorului de matcă, numit și elixir al tinereții, este apreciat de secole pe toate continentele. Ceea ce este îmbucurător este faptul că oamenii de știință din întreaga lume au început să realizeze ceea ce apicultorii cunosc de mii de ani. Faptul că lăptișorul de matcă este o substanță miraculoasă cu beneficii aparent nelimitate pentru sănătatea umană.